Mă duc cu de două ori pe an, de sărbătorile de Crăciun și sărbătorile pascale, mă duc cu mici cadouri către copii. Am început cu vreo 70 în urmă cu patru ani. Am, anul trecut am avut o campanie pe care am postat-o pe Facebook pentru 195 de pachete. Mă rog, am făcut vreo 205, însă am primit jucării cred că vreo 600-700. Și anul ăsta, când m-am gândit să. hai să fac o postare. La câte facem? Pe păi dacă am strâns 700 anul trecut, deci fac de 1000. Fără să realizez că, de fapt, anul trecut a fost de 200, nu de 1000. Și atunci de-abia am realizat, m-am uitat pe mailul de anul trecut și am văzut că au fost 195 cerute și am primit pentru 205. Și am zis, hopa, Eugenie, ce te-ai băgat? Dreptat mi-am dat seama că 1000 este foarte mult, dar uh, spre surpriza mea au început să vină semnale, lumea să se alăture și am reușit să strâng 1000 de pachete. Uh, la ora asta mai am dus vreo 30 și se încheie uh, campania. Astea 30 le voi duce și astăzi. Astăzi am fost în Teleorman. Și pe drum am oprit în Giorgio, am fost un echipaj de poliție rutieră, l-am întrebat dacă știu unde aș putea să duc câteva jucării și niște dulciuri care îmi rămăseseră în mașină. Îndemn... Mi-a spus unde să mă duc, chiar a și el a fost foarte mirat, dar, fără a început să râdă, și mi-a zis: Duceți-vă, vă rog, eu duceți-vă că ar fi excepțional pentru copiii aia. Și am ajuns într-o zonă unde, într-adevăr, niște oameni s-au bucurat că au văzut că. Primesc ceva, chiar dacă era o mașinuță și, nu știu, o napolitană. De fapt, cam așa a fost toată campania anul trecut la Orșova. Eu sunt născut în Orșova, în Orșova veche mai precis. Dar am ajuns la Orșova nu pentru că m-aș fi născut eu acolo, ci pentru că la un moment dat m-am dus în Severin la un pacient. Se duc niște costume compresive și creme, el să arsese și a fost trimis în Belgia. Și vorbind cu el, îi povesteam de faptul chestia s-a întâmplat prin septembrie. Și povestindu-i despre faptul că am născut în orșova, faptul și că colectivul faptul ce am trăit cum ce s-a întâmplat cu copilul meu. Și omul îmi spune, păi dacă te duci la copii și ești din Orșova, de ce nu te duci în Orșova? Ce cauți prin alte județe? Ce am zis, bună treabă, ok, mă duc acolo. Mi-a și spus că sunt o echipă nemaipomenită. Eu am, sunt plecat din Orșova de la șapte ani, deci nu mai cunosc pe nimeni, nu mai știu nimic de acolo. Am ajuns la Orșova, am întâlnit o directoare extraordinară, o femeie care a știu să-mi ceară, dincolo de faptul că eu i-am povestit că vreau să-i aduc cadouri și împreună am realizat câteva lucruri extrem de importante acolo, adică la modul că am schimbat veselă și nu de câțiva lei, veselă de inox pentru 150 de copii cu oale profesionale, cu tot felul, am luat frigidere, am, luat, am schimbat uși termopan, geamul termopan, nu mai știu, rafturile în cămară, deci s-au făcut mai multe. A urmat apoi iepurașul din primăvară și în momentul în care am anunțat campania de 1000, chiar am vorbit, am întrebat-o câți copii are și dumnea ei, iarăși, a și spus, păi bun, dar din alea 1000 ne aduceți 9-200, dar știți câte școli mai avem în jur și care au nevoie. Și în felul ăsta am ajuns în Orșova anul ăsta în cinci localități, în vreo șapte școli și grădinițe, de fapt grădinițe și o școală, la copii și mai mici și mai mari, unii cu mici probleme și, să zic, cred că deja vom construi acolo o, o tradiție. La fel în județul Old, am fost la grădinițe pentru a doua oară, în trei localități. Acum am ajuns pentru prima dată în Telorman și deja am primit pe drum spre București o solicitare dintr-un sat vecin și probabil că vom încerca să dezvoltăm. Pentru că pot să spun tuturor că este minunat să dăruiești. Ideal ar fi să nu par atât de deosebit pentru copii acest dar pentru că sunt foarte mulți copii care, știți, frumos ar fi să se bucure doar de moș, că vine moșul și le aduce cadouri. Nenorocirea este că sunt localități în care copiii au nevoie de acele lucruri, pentru că ei nu prea se bucură de o mașinuță sau de o, nu știu, o ciocolată, ei sunt copii care trăiesc în familii extrem de sărace, care, nu știu, mulți dintre ei nu au ce să se îmbrace, locuiesc în condiții. Da, din păcate avem astfel de zone în țară și atunci cred că ar trebui să încercăm să, să facem cât mai mult pentru ei. Să-i vedeți cât de frumos se pregătesc, să-i vedeți uh, cât de frumos cântă, cât de frumos pun colinde să vedeți profesori extraordinari, educatori care se îmbracă în costume populare, țin la tradiție. Nu știu, eu am fost impresionat. Sunt, uh, <gântu -s> sunt euforic acum și sunt convins că voi avea unul dintre cele mai frumoase sărbători pe care le-am avut.